Salut! Astăzi are loc prima descutiere din acest an și nu știu cât de curios ești tu despre ce parfumuri se găsesc în cutiile pe care ți le arăt, dar eu clar sunt curios pentru că în timp ce două colete știu așa în linii mari de unde au venit, la al treilea n-am aproape nicio idee. Poate anticipez ceva, dar n-am idee. Dar înainte să începem... Cred că pentru o descutiere de succes ar trebui să avem și o cafea la care s-a depus mult efort. Și în caz că te întreb de ce am cearcănele astea atât de mari, e bine, nu e vorba că nu m-am odihnit sau, văzând cât de asimetrice sunt, că cineva m-ar fi bătut pentru că nu ne-am înțeles în legătură cu parfumurile. Așa cum ziceam și în videoul cu întrebări și răspunsuri, am o alergie, aparent la praf și la acarieni. Și cred că m-am întâlnit ieri cu niște praf și acarieni, că m-am trezit de dimineață și aveam cearcănele astea. Mi-am luat pastile antihistaminice și așa că acum putem trece la deschis de cutii și da, în caz că ți se întâmplă vreodată să te trezești cu niște cearcăne mari, îți recomand să vizitezi un alergolog pentru că asta de obicei înseamnă că ai retenție de apă în zona asta și s-ar putea să urmeze niște deshidratare și niște reacții alergice mai severe, pe care dacă le prinzi din timp, cum s-a întâmplat la mine, sunt doar un inconvenient minor, dar s-ar putea să ducă la ceva mai complicat dacă nu le dai atenție. Acum, să trecem la cutii. Și prima, deși nu-ți poți da seama după ambalaj, este la Cocoon Atelier de Parfum. Hey! Și pentru că este o descutiere, bănuiesc că vrei cât mai multe detalii despre cutii. Acesta este conținutul cutiei, e ambalat foarte bine și aici în interior este ascunsă o altă cutie de parfum. Nu voiam să dau lucruri pe jos, dar hei! Și-l avem pe Cocoon Mask Tobacco. Și cutia are un apțipil de aici la îmbinare, cum mai găsești și la Dior. Și probabil că nu te mai interesează foarte multe detalii în legătură cu cutia. Aceasta este sticla de Mask Tobacco și mi se pare elegantă, destul de masculină, aș spune. Până și inserțiile aurii sunt destul de temperate cât să nu-l ducă într-o zonă prea pretențioasă sau știu și eu prea aurie. Pulverizatorul e foarte ok. Iar mirosul, în prima fază, mă surprinde prin natura relativ florală. Nu mă așteptam în deschidere să fie atât de floral, parcușor, delicios, dar pe măsură ce stă pe blotter și vorbim aici de câteva secunde, începe să-și ia partea de tobacco parcă mult mai în serios. Păstrează delicatețea din deschidere, care deja în punctul ăsta mi se pare că se duce oarecum spre un săpun. Săpun de lux, dacă vrei să-i spunem, adică nu mă refer aici la un săpun de rufe, adică nota aceea puternică de neroli. Și începe așa tutunul parcă să facă totul un pic mai abraziv, mai serios și ușor mai întunecos. Cred că parfumul ăsta merită un loc pe piele și e bine că astăzi n-am folosit niciun parfum. Hai să vedem, hai să vedem. Și pe piele deschiderea e tot așa ușor, parcă florală, delicată. Pentru o secundă îmi vine să spun că parfumul se duce într-o zonă feminină. Deși asta e doar așa o primă impresie foarte rapidă și... pe măsură ce stă pe piele, renunță la pornirea asta, deci nu e un parfum pe care l-aș vedea neapărat pentru o femeie, deși în prima fază, la prima pulverizare, la nivelul pielii, cred că o să convingă mult mai repede o femeie, cel puțin mie așa mi se pare. Pe de altă parte, când stă pe piele, se întâmplă lucruri. Am căutat și notele pentru că poate ajută și parfumul pare a fi descris ca un fel de yin și yang între arome, pentru că el pare să se deschidă cu portocală, bergamotă, lămâie și grapefruit și asta ar putea face să crezi că e o deschidere mult mai citrică decât este de fapt. Practic portocala mi se pare că se simte mai mult, adică nu e deschiderea aceea citrică obișnuită cu care te-ai obișnuit din bergamotă, e ceva mai dulceagă așa, combinată cu note de mijloc care sunt trandafir, coriandru și trandafirul contribuie la aspectul ăsta săpunos, în principiu mi se pare că de acolo vine și apoi în fundal vin niște note mai închise, cum ar fi de exemplu tutunul și cedru, care par să-i dea un pic mai multă greutate și ele sunt combinate cu mosc și vanilie. Deci un parfum cu contrast, e un fel de curat murdar, aerisit, ușor animalic. Se întâmplă mai multe lucruri în el și toate par să se întâmple deodată, să se înfrunte pentru a scapta atenția. În cele din urmă nu e cel mai trandafiros parfum cu trandafiri și asta ar putea să fie teama mea, dar în cazul de față e clar că nu se întâmplă asta. E curat, în același timp are o pornire ușor animalică, interesantă și se dezvoltă. E clar că asta e doar prima părere pe pielea mea. Sunt sigur că pe măsură ce o să-l port o să găsesc noi impresii. Mi se pare că are și o inclinație ușoară orientală, fără să se ducă total în zona aceea de bazar, fără să vină cu ud, fără să vină cu lucruri foarte grele. Și din motivul ăsta cred că și va găsi o audiență destul de mare, pentru că mi se pare că e ușor de plăcut, dar are ceva al lui. O să mai revin cu păreri despre el, sigur, dacă te interesează asta. E clar că o să-l mai port în zilele următoare, că se și pretează parcă în vremea asta. Am să las pentru final acest colet venit din Franța, aparent cu DHL-ul, în care nu știu ce e. Și trecem la următor colet care este mai mare și care știu, în principiu sau cred, că este de la Maison Olfactif și are câteva dintre parfumurile Maison Olfactif, în legătură cu care cred că am primit o întrebare sau două până acum. Și coletul arată cam așa, adică e mult colet. Și o să necesite un pic de descutiere mai complexă. Am eliberat prima cutie și acum ne vom concentra asupra ei. Și așa cum am bănuit, sunt parfumuri de la Maison Olfactif, aici în varianta de 10 ml. Și aici îl avem pe Crazy For You The Obsession din colecția Les Emotionnel. Aș zice că arată drăguț. Adică mă așteptam la mai puțină atenție pentru un parfum de 10 ml, dar asta chiar e simpatic. Și hai să aflăm cum miroase Crazy For You. Mamă, dar ce bine pulverizează, nu știu dacă se vede, dar e treabă serioasă aici. Wow, e o aromă foarte puternică, adică îți asaltează destul de repede creierul. Aș zice că e dulce, florală, dar cu multă personalitate. Are ceva ușor înnebunitor în ea, dacă vrei. Parcă are ceva în el de pornirea aceea de bomboane chip, dacă îți spune ceva. Din nou, asta la o primă impresie pe blotter. E o bomboană din asta care se pune pe prăjituri sau pe diverse deserturi, dar care are și ceva magnetic așa în ea, adică tot vine să-l miros. Nu știu dacă neapărat așa aș vrea să miros, dar aș vrea să simt mirosul ăsta pe cineva. Îmi place că a început așa destul de agresiv și acum se așează puțin. Agresiv în sensul de explozie de miros și acum s-a așezat destul de interesant și se concentrează mult pe acordul ăsta care duce înspre bomboane chip. Dar un parfum destul de tineresc și energic, așa îl percep, pe care aș vrea să-l simt pe cineva din jurul meu. Adică nu știu, de exemplu, dacă aș merge cu mașina și persoana din dreapta ar mirosi așa, ar fi o călătorie plăcută. Și ca să nu dureze unboxing-ul ăsta extrem de multe ore, o să trec un pic mai repede prin parfumuri, că s-ar putea să fie destul de multe. Al doilea parfum este din colecția Les Phéromones și se numește Dress Code Naked. Și n-am să mint, mă amuză denumirile astea, așa sunt foarte creative, mi se pare. Și aici avem pe spate și un mesaj care spune că cel mai sexy sentiment este încrederea în sine. Și mesajul ăsta mai continuă și am să te las pe tine să-l descoperi pe parfumurile astea. Dress Code Naked este acel extract care îți dă încredere în tine. Cumva sunt încrezător în legătură cu parfumul ăsta, că mi se pare că asta ar trebui să facă parfumul și dacă cineva l-a făcut și are această idee, adică n-a făcut un parfum pur și simplu, ci un parfum care să-ți dea încredere în tine, sunt dornic să-l încerc, care te face să te iubești, să fii pe primul plan, să atragi, să domini. Este extractul care vorbește despre superlativ, fără haine, fără taburi, fără rușine. Iar acest superlativ ești tu. Și acum să deschidem parfumul ăsta, care mi se pare că e foarte drăguț ambalat. Mi se pare un lucru destul de bun atunci când stau să citesc ambalajul unei cutii și chiar vreau să fac asta. Bun, și avem un sleeve, un hardbox roșu. Trebuie să spun că prezentarea e chiar foarte plăcută și premium. Și acum mă gândesc că asta s-ar putea să fie parfumul pentru toți oamenii aia care îmi zic vreau un parfum cu care să miros atrăgător. Așadar, Dress Code Naked de la Maison Olfactif. Deci, în mod cert, pulverizatoarele sunt extrem de bune. E clar că și la sticlele mari se întâmplă același lucru. Wow, cât de citric e în deschidere! E o, practic, o lămâie foarte suculentă sau, în fine, o pornire citrică foarte suculentă, care apoi evoluează spre ceva ce mi-e foarte greu să descriu, pentru că aproape am impresia, e clar că ajută și textul, dar am impresia că parfumul ăsta evoluează de la o deschidere citrică, curată, spre un miros sexy, dar foarte greu de descris, nu e gurmand, e doar nu știu, foarte atrăgător într-un fel. Nu zic că îmi găsesc mereu cuvintele, dar acum nu mi le găsesc absolut deloc, adică toată lămâia aceea super suculentă se retrage în fundal, lăsând loc unei stări mai degrabă decât unui parfum. Adică e un soi de magnetism aici, că îmi tot vine să-l miros și nu mai e ca la cel de dinainte, că miroase a bomboane sau... Cred că într-adevăr așa ar putea să miroasă încrederea. Vezi, despre asta e vorba la un parfum care are o poveste bună, că nici nu mai contează notele, te bulversează în așa măsură încât efectiv mi se pare că miroase a parfumul care mi-ar crește foarte mult încrederea în mine atunci când ies undeva. Și știu că mai sunt alte parfumuri de testat și probabil că trebuie să ajung la acelea, dar... Wow. E în spatele acestei lămâi ceva parcă ușor animalic, dar nu în sensul ăla de... E mai degrabă animalic decât, nu știu cum e la ud, să zicem, că te duce cu gândul la lucruri din astea foarte puternice. E mai degrabă o atracție animalică, e mirosul magnetismului. În mod cert, mi se pare un parfum foarte creativ și ieșit din tipare, adică nu pot să-l asociez cu nimic clar din zona de designer și nici din zona de nișă clară pe care am încercat-o. Mi se pare destul de artistic și mi se pare că e genul de parfum pe care trebuie să-l porți, să-l ai pe piele, să vezi exact cum se dezvoltă, că pare să ascundă niște lucruri care se dezvoltă pe pielea fiecărui purtător, din ce pot să-mi dau seama, adică va trebui să-l testez, dar mi se pare că pe blotter, față de pielea mea, deja sunt două mirosuri total diferite. E cumva în același timp subtil, adică are o subtilitate în miros și parcă multe fațete, și în același timp pare destul de puternic. Și de asemenea, cred că ar fi de menționat că vine în concentrația extract de parfum. Și prea am zis eu că parfumul ăsta probabil că o să-mi-l ia lui, că parfumul ăsta o să-i trebuiască ei. Știi ce? Am chemat-o aici, vom face o rundă rapidă de îmi trebuie sau nu cu Raluca, în care îi voi arăta pe blotter fiecare parfum și îmi va spune pe care îl va lua ea. Dress Code Naked este floral, cred. Citric chiar. Multe citrice. Nu floral, fructat am vrut să zic. Nu știu ce mi-a ieșit pe gură floral, că mă gândeam la fructe. Este foarte citric. Foarte fain de vară, de caniculă, de căldură de aia pe care nu mai suporți. Give it to me, please. Știai că o să ți-l iau? Nu mai știu. Are și ceva mai dark, un pic în el, aș zice eu, pe lângă toate citricele alea, dar se simt foarte bine citricele. Bine, sunt curioasă cum o să fie pe pielea mea parfumurile astea. Și o să le testăm împreună. Gata, next. Îl mai avem pe Royal Blood de la Les Supremes. Deci cât se poate declar că la Maison Olfactif n-a fost nicio problemă cu creativitatea când au venit cu numele și foarte clar nici cu textele de pe spatele cutiei, că și aici un text destul de mare, care spune că extravagant și diferit, puternic și incandescent. Ți-l dorești, dar trebuie să fii ales ca să-l ai. Acesta este extractul de parfum Royal Blood. Experiența unică, la fel de intensă ca apartenența la royalitate, dată de legea sângelui, te face să fii la granița între om și zeu. Este greu să alegi să rămâi muritor când poți să te stropești cu nectarul zeilor. Royal Blood nu este o experiență, Royal Blood este experiența. Și când citești descrierea asta, mai contează cum miroase parfumul, adică e adevărat că îți ridică niște așteptări, dar în același timp îți vine să crezi și... Ești la modul, băi, clar, adică nu cred că puneau genul ăsta de descriere la un parfum care miroase a 1 million, să zicem. Asta e... Nu se deschide așa, avea jos. Nici măcar de scutiere ca lumea nu fac, uite și tu. Din nou același hardbox drăguț, un roșu foarte intens și... Oh, sper să se vadă treaba asta în filmare. Dar în sticlă sunt niște particule care arată ca și cum ar fi aur. Posibil chiar să fie. Adică ăsta e nivelul. Oricum, din punct de vedere al experienței, parfumul ăsta e foarte interesant și nici n-am ajuns la miros încă. Dar vezi sticla asta și ești... Wow. Băi, îmi plac mult pulverizatoarele astea și nu mai zic, gata, nu mai zic la următoarele. Sunt bune, dar nu mai zic. E mult, e intens și e tot deodată. Și stând așa cu el, parcă de nicăieri prinzi o aromă discretă de ud, dar e un ud în stilul cel mai european cu putință, combinat parcă cu ceva pudrat, ușor lemnos și parcă așa emană ușor o un nivel de opulență din parfumul ăsta. Tot așa, greu de descris. Îmi place că până acum tot ce am încercat din aceste 3 parfumuri de la Maison Olfactif nu sunt ușor de descompus. Ele creează o poveste destul de coerentă, din care e destul de greu să identifici nota aia sau nota aia. Pur și simplu funcționează toate împreună, adică udul aici mi se pare o întâmplare că se observă în contextul în care e un ud în stilul Tom Ford, adică nimic extrem de lemnos sau extrem de animalic. Da, emană o anumită calitate parfumul ăsta, în sensul că îl miroși și știi că e vorba de un soi de, cum ziceam și mai devreme, opulență sau ceva clar ieșit din comun. E ceva clar altfel. Da, e genul de parfum cu care trebuie să stau destul de mult pentru a ajunge să-l descompun, pentru a mai vorbi despre performanțe și chiar spunem în secțiunea de comentarii cam ce te interesează la parfumurile astea. Vrei să aflăm dacă într-adevăr e aur în sticlă? Cred că asta putem afla și de pe site totuși. Una dintre notele listate este aurul, așa că e foarte posibil aceștia să fie fulgi de aur, așa cum bănuiam de altfel. N-am mai încercat asta până acum și mi se pare ceva clar ieșit din comun, deci cred că merită să discutăm despre asta și de asemenea vine în concentrația extract de parfum și scrie și pe site că s-ar putea să păteze, ceea ce, judecând după culoarea aceasta aurie, e foarte posibil. Royal Blood, mi-a fost teamă să-l miros, sincer. Dar miroase a rece și a metal, așa mi se pare că miroase a oțel rece care îți dă senzația aia de hală părăsită. Oțelul care stă într-o hală părăsită. Rece, dar e bine îmbrăcat. Adică nu e un parfum pe care nu-l porți, e clar un parfum pe care îl porți. Aș încadra în aceeași categorie aparte cu tămâia aia multă și cu celălalt parfum, nu știu ce a fost celălalt parfum, dar asta e senzația pe care o am, de rece, de fier foarte rece, iarnă, zăpadă, fier cu zăpadă pe el, o chestie de asta. Vezi ceva interesant la hârtie dacă ești la ea? E uscată? Nu, ia uite la sticlă. Ah, am crezut că e din hârtie chestia aia. Cum, Dumnezeu? Da, se vede și pe hârtie, dar credeam că e o chestie de fie de pe mâna mea că m-am machiat, fie... Uai! Ce tare! Și asta ți ajunge ție pe piele? Da. Pe asta presupune că asta e un parfum de damă? Toate sunt unisex? Da. Aha. Nu e un parfum pe care l-aș purta eu, dar gusturile mele la parfumuri sunt de... prăjiturici și alte cele, adică nu luați un etalon cu privire la, mai ales pe alea două, înseamnă că doar alea sunt, că nu sunt, ca și creații sunt, asta s-a mai schimbat, s-a mai îndulcit, mi se pare, Royal Blood. Ca și creații, mi se pare că sunt foarte interesante toate, altfel cumva. Partea a doua a coletului conține această cutie cu un capac auriu, cu un spate negru și sunt aproape sigur că înăuntru nu sunt prăjituri. Și probabil parfumuri. După cum bănuiam. Și aici îl avem pe Toxic Touch The Dependence. Ideea e că ar trebui să ne mișcăm un pic mai repede, că nu cred că vrei să-ți petreci chiar toată ziua cu mine aici, așa că oricum o să revin asupra acestor parfumuri, pentru că sunt foarte interesante și ce am încercat până acum creative. Toxic Touch The Dependence. Și ăsta are aceeași deschidere foarte puternică, așa vine în toate părțile și te bulversează puțin. După care începe să se așeze într-o zonă tot mai delicată, ușor vanilată, ușor gurmandă, cu o pornire verzuie în ea, dar cu un lucru al lui, e ceva din personalitatea lui care e foarte clar. Tot un soi de bomboană e și aici, deci o bomboană parcă mult mai intensă decât în celălalt. Toxic Touch clar intră foarte sus în topul preferințelor mele și aici nu mă mai refer de stare generală, ci strict ca miros. Mi se pare că e genul de miros spre care aș recurge într-o perioadă mai rece, azi ninge afară, deci de fapt nu ninge, e zăpadă. Deci pentru astăzi cred că s-ar putea să fie parfumul zilei. E tot elegant și foarte dornic să fie observat cumva. Nu e toxic. Ba chiar mi se pare că e un miros, un miros destul de purtabil. Doar că cred că e ca la al doilea. Modul în care se deschide nu e egal cu modul în care ajunge să se simte pe piele. Adică mai mult decât la parfumul normal, că la toate parfumurile se transformă pe piele, da. Unele se transformă așa, dramatic. Ți l-aș lăsa ție pe acesta, cu mențiunea că e un parfum care îmi place, e un miros care mă atrage, dar cred că așa, din când în când, l-aș mai lua și eu de la tine. Se transformă în... Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama în ce s-a transformat. S-a transformat în ceva ce mi-aduce aminte de ceva din copilărie. De un miros pe care l-am mai întâlnit în casa mamei. În... Poate bomboane chip? Da, poate bomboane chip. Da, poate bomboane chip. Următorul este Amor Sacro, Amor Profano, care cu siguranță pătează hainele. Wow! La prima pulverizare, ăsta e foarte mult. Asta e clar pentru oamenii care își doresc un parfum extrem de puternic și cu abilitatea să și șocheze puțin. Dar bine, cu o denumire precum Amor Sacro, Amor Profano, la ce mă așteptam? Și a trebuit să trișez să mă uit pe site aici, pentru că sunt bulversat de faptul că e atât de puternic și totuși în același timp întunecos și cumva și dulce. Și avem așa, note de vârf, iasomie, scorțișoară, căpșună, coacăz. Nu pot să disting neapărat căpșuna, care ar fi fost interesant. Note de mijloc, trandafir ambră, cuișoare, paciuli, tămâie și vanilie și garantat paciuli și vanilie are din plin. Și note de bază, mosc, santal, ambroxan, labdan și benzoin. Deci rășini are, clar are rășini. Tămâie are, dar nu e în stilul amuaj super turbat, e acolo cât să dea o oarecare să mai întunece lucrurile. Paciuli, paciuli e din plin aici, vanilie de asemenea. Da, e foarte, foarte reușit parfumul ăsta, dar o să ridici un anumit nivel de dificultate pentru unii oameni și eu sunt chiar în această situație, că nu e un parfum pe care să-l porți așa orice ar fi. Mi se pare că cere o ținută elegantă, mi se pare că cere genul ăla de eveniment, adică cumva nu e genul de parfum pe care să-l porți când te duci să cumperi cartofi congelați de la Mega. Dar wow, este impresionant și pentru cineva care își dorește genul ăla de miros din zona de nișă, parfumul ăsta o să aibă mult sens. Nu, pe asta nu, clar nu. Următorul este Ménage à Trois. Până acum, Ménage à Trois mi se pare cel mai cu minte nume. O să pară foarte ciudat ce spun acum, pentru că în același timp mi se pare că are prospețime, are ceva floral și mă duce cumva cu gândul la momentul în care intri într-un magazin cu încălțăminte de piele. E ceva din mirosul pe care îl găsești acolo, dar mai degrabă lucrurile cu care se îngrijește pielea decât pielea aceea în sine. Sau dacă e pielea, e o piele foarte curată. Wow, foarte interesant. Adică știu că cuvintele pe care ți le spun nu duc în direcția în care ești wow, ce parfum, așa vreau să miros, am magazin de încălțăminte de piele. Dar până în momentul în care se va inventa un mod în care pe internet să simți ca miros ce simt și eu, zic că parfumul ăsta are sens într-un mod foarte abstract și cumva, din nou, e pornirea magnetică, adică îmi vine să-l am pe mine, ceea ce o să și fac. Wow. Acum vreau neapărat să știu notele. Note de vârf, iasomie, bergamotă, tuberoză. Cred că ăsta e primul parfum cu tuberoză care chiar îmi place mult, în sensul de nu mă deranjează tuberoza, care e în cantitate destul de mare aici. Note de mijloc, vanilie, șofran, miere, iris și stirax. Mierea și iris le simțeam cumva, iar la bază ambră, ud, benzoin, labdan și piele. Deci măcar am nimerit pielea. E un alt fel de parfum cu piele din punctul meu de vedere și pe piele îmi place mai mult decât pe blotter, pentru că pare să capete așa o alură ușor organică, pare să dea o fuziune cu pielea mea. Am impresia că toate parfumurile pe care le-am încercat de aici pe piele își schimbă mirosul pe pielea mea față de blotter într-un mod destul de radical. Lucru care mă duce puțin cu gândul la Juliette Hezegan, nota perfume, care făcea exact treaba asta, că își lua caracterul din combinația dintre parfum și piele și asta se schimba în funcție de purtător și cred că e foarte posibil că asta să fie și la Maison Olfactif. Oh, Ménage à Trois, ia să vedem aici. Piele, mașină nouă cu piele sau intri într-un magazin din acela de încălțăminte de piele, dar piele autentică, nene, nu așa. Așa mi se pare că miroase. E pentru, parfumul ăsta mi se pare că e pentru oamenii aceia care se dau cu parfumuri altfel. Gen Philip Line, No Limit, Chambre Noir, pe ăla de-l ținem în pungă. Mi-a căzut. Nu ți se pare? Miroase a piele? Piele autentică, naturală, încălțăminte de aia de piele. Nu se știe nimic, mă. Da, ăsta este un parfum pentru tine. E un parfum pentru iarnă pentru tine. Ai zis că o să-l urăsc? Sau ce? Să spun că noi nu ne-am vorbit înainte. În mod sigur nu la descrierea parfumului. Deci ea nu știa ce miroase aici. Nu. Că am zis amândoi același lucru, înseamnă doar că așa miroase. Că e același lucru, da. Să știți că mie mi-a luat vreo oră jumate să-mi fac aceste bucle și acest machiaj. Și cred că mai și așteptam mult. Mamă! Dar de exact așa miroase. Ei, cred că dacă dorea cineva să reproducă magazinul mirosul unui magazin cuban sau ce branduri de piele au mai existat când eram noi mici, nu reușea. Dacă îți propuneai să faci asta, nu ți-șa. Mamă, incredibil. Dar da, este pentru oamenii care caută mirosuri diferite, cu siguranță. Eu îl văd ca pe un parfum care ar impresiona pe cineva care vrea să miroase altfel și se dă cu altfel de parfumuri. Adică... Gata. Următorul este Fatal Dose The Happiness. Hai să vedem cum miroase fericirea într-o doză fatală. Foarte fructat. Foarte fructat. Și sunt dispus să pariez o sumă destul de mare de bani, nu o să o numesc acum, dar sunt dispus să pariez o sumă destul de mare de bani, care Luca va spune că Fatal Dose The Happiness e parfumul ei și că așa trebuie să rămână. Și se va muta din parfumurile mele în bibliotecă la parfumurile ei. Sunt dispus să pariez o sumă foarte mare. Pentru că pornirea asta fructată, cred că e exact ce își dorește ea. Și cred că nu vom mai vedea niciodată acest parfum, nu-l vom mai primi niciodată înapoi de la Raluca. Și acum îți voi spune notele și să-mi spui tu în secțiunea de comentarii dacă nu o să mi-l ia Raluca. Avem așa, bitter de migdale, cireșe confiate, lămâie și piper roz. Mai avem davana indiană, absolut de iasomie, ulei proaspăt de ghimbir. Iar la bază, tonka, caramel, paciuli, vetiver de Haiti. Deci avem așa, cireșe confiate, tonka și caramel. E clar că nu o să-l mai văd niciodată, așa că trebuie să mă bucur de mirosul ăsta acum, cât îl am la îndemână. Și îmi place că e o reprezentare a cireșei diferită, adică nu se duce în zona de ton fort, de cireașe siropoasă la extrem, mai ales că aici, fiind o cireașă confiată, ar fi putut. E mai mult o cireașă sugerată decât o cireașă reprezentată foarte agresiv. Și asta îmi place. O să revin și cu părerile Ralucăi la un moment dat, sau o să revine într-un video. Cert e că trebuie să-mi iau adio de la The Happiness. Mi-a părut bine. Fatal Dose The Happiness. Îmi plac numele parfumurilor. Fatal Dose The Happiness e foarte fructat. Cel puțin sper să nu mă uimească precum anteriorul. Da, mi se pare că se deschide foarte fructat și e parfumul ăla perfect pentru vară. Nu pare că se transformă. Pare că rămâne așa. Îmi place. Păi să ți l-aș lua. Oare e primul pe care l-aș lua? Păi de ce nu mi l-ai dat și pe primul? Că am zis că și pe ăla ți l-aș lua. Doar câteodată. Da. Da, da, ăsta îmi place. Ne mai zicem o dată. Fatal Dose The Happiness. E foarte vesel, așa, foarte un pic tropical și foarte de vară. Îmi place. A meu. Am zis la ăsta că sunt dispus să pariez o sumă foarte mare de bani, că o să zici că e al tău. Da, da, a meu. A meu. Am pariat bine, câștigat. Păi de ce n-ai pariat? Că uite, câștigai. Bad Boy Meets His Angel. Cu o descriere foarte lungă pe spate pe care nu o mai citesc, îți spun totuși că este irezistibil, intens, masculin și dorit. Bad Boy Meets His Angel este esența care te aduce iar și iar la aceeași iubire primordială, nepermisă, între un demon și o zeiță. Eu vreau să știu cine a scris toate textele astea și să-l felicit. Efectiv, parfumul devine mult mai interesant având toată povestea asta în spate. Așa cumva simt că îmi crește anticiparea când deschid cutia. Ia să vedem cum miroase povestea de dragoste între un demon și o zeiță. Acest bad boy neașteptat cu siguranță, dar pot să înțeleg. Cumva Bad Boy Meets His Angel nu e doar de bad boy, e și de bad boy și de angel, și de demon și de zeiță, care părți întunecoase. Nu știu, probabil care lemn de cedru, probabil care paciulii. Și în același timp are zone foarte luminoase, dulci, ca un fel de vanilie care pare să apară și să dispară prin parfum. Efectiv, Dacă ar trebui să reprezint printr-o imagine ce simt aici, gândește la un dans hipnotic în care se produc multe învârtiri dintre un demon și o zeiță. Asta simt aici reprezentat prin mirosul ăsta, care e ba întunecos, ba foarte luminos și vesel și cumva se joacă cu două extreme, nestând niciodată la mijloc și nefăcând o medie între ele. Și da, probabil că sunt o fi de la alergie, o fi de la pastilă, nu știu, mi se pare o experiență ieșită din comun. Și foarte interesantă, hai să ne uităm la note. Avem note de vârf de iasomie, bergamotă, mușețel și portocală, note de mijloc, fum, șofran, cardamom, labdanum, opoponax și note de bază, ud, piele, santal, tabac și licheni. N-aș putea să-ți spun din ce mi se părea că provine pornirea vanilată, dar în continuare mi se pare că e aici, deși acum că știu că are fum, simt o pornire în direcția asta. Parfumul ăsta va rămâne la mine și voi lupta pentru el. Asta e o colecție de iarnă. Mi se pare că toate parfumurile sunt foarte puternice. Ăsta mi se pare cel mai soft dintre ele, sincer, pe care l-am și ales, dar celelalte îmi par așa foarte expresive, foarte bogate, foarte puternice. Pentru tine. Are tămâie. Are tămâie. Ce bine miroase. Mai ai tu un parfum cu tămâie care îmi place mie foarte mult. Mama, deci miroase, nu zic în sensul nașpa, o zic chiar în sensul bun al cuvântului, dar miroase a tămâie aia din biserică. Da, da, Montal Full Incense. Da, da, acesta. S-a deschis cumva de nu-ți dădeai, cel puțin eu nu mi-am dat seama, ce combinație e acolo, dar după s-a dus în mirosul ăla autentic de tămâie. Interesant. Ți-l las ție, dar îl găsesc pe acesta ca un parfum foarte interesant. Bun! Și trecem la Rendez-vous avec le Diablo, care este o poveste de dragoste obraznică, interzisă și intensă. O asumare a dorințelor, a pasiunilor, a vicilor și a nevoilor. Cea mai carnală expresie a iubirii. Și te las pe tine să citești în continuare povestea. Apropo, găsești toate poveștile și pe site, pe maisonolfactif.com. Hai să vedem cum e întâlnirea asta cu diavolul. Nu cred că a fost vreun parfum de la Maison Olfactif pe care să-l miros să zic, dar știu exact ce se întâmplă aici. Și exact același lucru se întâmplă și în parfumul ăsta. Vine așa din multe direcții și nu știi exact ce vrea să facă. Sau eu cel puțin nu pot să-mi dau seama ce vrea să facă. Cumva apare mai dus în zona luminoasă decât cel de dinainte. Pare să aibă ceva mai... Acum, nu vreau să zic din nou, dar sunt aproape sigur că de această dată în acest parfum există vanilie. Chiar aș merge atât de departe încât să spun că vanilia este linia care leagă toate notele din parfum, toate sunt construite în jurul ei. Hai să vedem, că nu mi se întâmplă de puține ori să mă înșel. Note de vârf, iasomie și paciulii. Note de mijloc, vanilie, miere, iris, cașmer și stirax, note de bază, ambră, tonka, benzoin, labdan și piele. Ok, acum că am văzut nota, e clar că și miere are un loc aici, adică o combinație de vanilie cu miere, care totuși nu e exagerat de dulce pentru că e trasă înapoi de toate celelalte. Pielea nu are o pornire de piele din aceea de interior de mașină sau ceva animalic, parcă doar întunecă puțin lucrurile. Nu simt irisul în forma în care sunt obișnuit cu irisul, dar din nou, dacă ești obișnuit cu irisul din parfumurile de designer, de multe ori la alte parfumuri e total diferit, adică dă un caracter ușor pudrat, dar nu atât de pudrat pe cât te-ai aștepta, adică nu pornește spre zona de ruj, de buze. Oricum, mi se pare că cea mai mare parte a personalității parfumului e dată de combinația asta de vanilie și putem să o lăsăm aici. Bine, combinație de vanilie nu are foarte mult sens, vreau să zic de combinație de vanilie cu miere. Are ceva dulce în el. Cred că îmi place. Nu știu dacă îmi place cât să ți-l fur, poți să stai liniștit, dar cred că îmi place. Are... simt hârtie, hârtie ca și cum ai fi într-o bibliotecă, ceva dulce. Sunt total pe lângă subiect, zi ceva! Ei, partea ta, nu trebuie să interacționăm. Nu vreau să interacționăm. Da, e interesant. Cred că cred că l-aș lua câteodată de la tine. Și ultimul parfum este Adulter, adică încălcarea jurământului suprem, greșeala, păcatul, pofta, dorința și uitarea de sine. Experiența aproape demonică a extractului de parfum Adulter este granița dintre bine și rău. Acesta este experiența interzisă, experiența care te face să uiți de tine și să te lași pradă păcatului, însă păcatul este atât de dulce, dulce ca o explozie de iasomie în noapte, ca un câmp de lavandă între portocali. Adulter, interzis și indecent de dulce, precum cel mai biblic păcat. Și acum, să nu vrei să deschizi parfumul ăsta așa, să fii... Dați-mi voie să accesez acest parfum, cel mai dulce păcat. Evident, am exagerat pentru efect dramatic, dar mi se pare că la fiecare descriere s-a lucrat atât de mult că ai citit-o pe fiecare și vreau să știu ce e înăuntru, trebuie să știu, vreau să știu ce din mirosul ăsta a inspirat o asemenea descriere. Și din nou cu fulgi de aur în sticlă, e din nou o experiență clar. Cred că e unul dintre parfumurile acelea erou, dacă vrei să le zic așa, unul dintre la care toată lumea se așteaptă să se vândă cel mai bine, să fie cel mai de succes, cel mai comercial. Și momentul adevărului. Păcatul e dulce. Cumva aș vrea să spun că simt eu notele astea, dar am citit despre ele. Adică am citit despre lavandă, am citit despre iasomie și creierul meu e acolo, ai lavandă și iasomie. Și de asemenea, iar zic eu că am vanilie, probabil și ambră, dar în mod sigur lavandă, în mod sigur ceva citric. Are un echilibru foarte interesant, mă așteptam să fie mult mai dulce. Și cumva cred că pe Adulter se va da cea mai mare luptă la noi în casă. Adică o să înțeleg că The Fatal Dose, The Happiness o să-l pierd, nu o să insist chiar atât de mult, deși îmi place. Dar pe Adulter o să avem un dute vino continuu. Hai să ne uităm la note. Note de vârf, lavandă, portocală, bergamotă. Nice. Note de mijloc, scorțișoară, iasomie, lemn dulce. Note de bază, vanilie, mos, caramel și din nou aur. Și în timp ce nu știu cum ajută aurul cu mirosul, probabil nu, mi se pare interesant că probabil că nu o să poți vedea pe blotter. Dar chiar sclipește și e foarte interesant că o să spulverizezi parfumul ăsta pe tine și îți rămân așa niște particule de aur. Ceea ce... o să fie argumentul suprem, bănuiesc, al Ralucăi, când va spune că e parfumul meu. Că o să-mi spună, eu ca fată să porți clipici nu-i problemă, dar la tine vii acasă cu parfumul ăsta, pulveriza pe tine și inevitabil va apărea întrebarea, mă, unde ai fost? Nu știu dacă e preferatul meu, deși e foarte posibil ca ăsta să fie preferatul meu din toată gama. Așa, la prima impresie aș zice că îl decernez pe el ca preferatul meu din întreaga gamă. Da, el o să fie. El. Adulter este preferatul meu. E un pic gurmand? Că tot am zis de gurmande. Da, miroase a pandișpan. A o prăjiturică, a cremă de... Crema din albă ca zăpada. Nu albă ca zăpada. Cum se cheamă? Albă ca zăpada? Albă ca zăpada. Dați aici. Dați aici că pe aceste alte stăm repede pe piele. Uitați-vă aici. Nu vedeți voi până aici, cred, dar sunt niște particule strălucitoare. Toate parfumurile au asta? Nu, am înțeles. Acesta este clar al meu. Mi se pare că e jumătate de miros de laborator de cofetărie, dar partea aia în care se fac cremele astea mai suave, mai cu citrice, mai cu lămâie. Așa simt eu, cel puțin. Rulouri cu vanilie, rulouri din alea de făceau părinții noștri când eram mici, le umpleau cu cremă de vanilie foarte aromată, așa, foarte prăjituristică. Da, pe asta vreau să mă dau acum cu el. Să-l simt eu la mine pe piele. Ce pulverizatoare și șmechere. Mamă, și ce sclipici îmi place! E o chestie așa foarte sheer, foarte finuță. Asta, vrei să mai vorbești despre el? Nu mai poți. Da, clar, Adulter îmi place cel mai mult. Și mă surprind mirosurile din parfumurile astea, sincer îți zic. E un brand românesc? Serios? Da. Astea sunt toate parfumurile? Mai sunt și altele? Cred că mai sunt. Sau dacă nu, oricum, ai încercat 10. Doresc să mai miros și altele. Îmi place! Îmi place ăsta, îmi place extrem de mult. Astea două, ce mai am aici? Dress Code Naked și Fatal Dose. Acesta, despre acesta cred că am zis, care n-are nici clipici, că e foarte fain de vară, era citricul citric. Și ăsta era cel mai pe gustul meu, nu mai știu care-i treaba, dar cred că am blotterul acolo. Da, mi-a plăcut. Dar acest adulter, adulter, cred că se zice de fapt, după cum e scris, Doamne ferește! Fetelor care vă uitați la acest clip, faceți rost de mostul și testați-l. Și acum, că am terminat cu Maison Olfactif, vom deschide acest colet secret venit din Franța. Și eu sunt curios. Aproape am reușit. Acum chiar am reușit. Ok, sunt niște parfumuri de la Olfactive Studio și avem un Perfumes Inspired by Photo Emotions. Asta e citric și verde, foarte citric, foarte verde. Bine, chiar scrie pe spate parfum verde sauvage. Panorama, așa se numește, este Le Parfum d'une Jungle Urbaine. Wow! Are un acord de wasabi și după ce am încercat să citesc în franceză, jos era în engleză. Doamne! A hot and spicy wasabi accord combination with a bewitching mirror absolut. Wow! Și îmi place că fiecare parfum de genul ăsta, de fapt nu fiecare, nu știu că e primul, dar e combinat cu o imagine care reprezintă foarte bine parfumul. Și îmi place că am început să intrăm în zona asta în care să se depășească mediul, adică ai parfumul, ai mirosul, dar îl combini cu niște lucruri, cu o imagine sau cu o poveste, astfel încât el să fie mai mult decât pur și simplu miros. Wow, interesant acordul ăsta de wasabi. Miroase ca și cum ar avea ceva ușor acru în el, ca un fel de, o să sune ciudat că spun asta, o murătură. Dar cumva funcționează, parcă. Deci o să-l mai testez pe ăsta de la Olfactive Studio, very nice. Și acum trecem la Flashback de la Collection Black. Eu chiar nu știam ce e în cutia asta și acum sunt foarte încântat de ce se întâmplă aici. Sunt curios ce e în pungile de jos. Flashback chiar arată interesant. Parfumurile astea sunt foarte nice, într-un stil mult mai comercial și pentru mulți oameni, cred eu, ușor mai purtabil decât erau cele dinainte de la Maison Olfactif. Wow, deci Flashback e foarte proaspăt, într-un mod foarte comercial și pe spate ai și o explicație. A tangy and vibrant fragrance. Flashback is an olfactory reminiscence. Slightly green rhubarb. Rhubarb. Mixed with base notes of vetiver and cedarwood. Wow. E, cred că e cea mai bună reprezentare de rubarbă de până acum într-un parfum. Deși e o rubarbă plină. Trebuie să aflu cum au ajuns parfumurile astea de la Olfactive Studio de la mine. Am o bănuială că e ceva ce s-a legat total accidental în Dubai și îți spun foarte pe scurt povestea, că nici eu nu sunt sigur că asta s-a întâmplat. Ideea e că într-o zi, probabil că ai văzut un vlog în care am fost în Dubai, am fost în Deira la magazinele de parfumuri și la un moment dat am ajuns la parfumul, la magazinul Fragrance World, unde erau niște oameni pe acolo și eram și cu Raluca. Și Raluca e un fel de neoficial managerul meu, că dacă nu întreabă nimeni, zice ea, necunoscuți, că băiatul ăsta vorbește despre parfumuri, de obicei în contextul ăsta, și cumva ei m-au căutat pe Instagram și când au văzut că 50.000, s-au uitat și pe TikTok, au zis wow, foarte tare, și n-am dat foarte mare atenție, am făcut niște poze, nimic interesant, după care am plecat și vreo 2 luni mai târziu îmi scrie unul dintre ei că bro, are you here? Și am zis, mă, știi, eu sunt în România, s-ar putea să mă mai întorc în câteva luni, dar nu garantez ce s-a întâmplat, cu ce poți să te ajut. Și mi-a zis că am o prietenă care ia un business, care ar fi interesată să lucreze cu tine, și eram, bă, nu știu ce să zic. În fine, mi-a dat contactul ei, ea mi-a scris. Nu mi-a dat foarte multe detalii, am zis, știi, eu sunt în România, adică nu știu dacă te ajută foarte mult să vorbesc despre ce ai tu acolo. Și azi, hai totuși să vedem ce se întâmplă, să trimit eu un colet. Și după aia nu s-a mai întâmplat nimic și e foarte posibil ca ăsta să fie coletul. Acum nu știu, dacă ăsta e coletul, să știi că s-ar putea să urmeze niște clipuri în limba engleză pe Instagram. Pentru că măcar atât pot să fac și eu, să aibă ce să fac cu materialele, adică nu să fie a vorbit într-o limbă. Următorul este Lumière Blanche. A mild and enveloping perfume. Lumière Blanche is a comforting cocoon between milky mildness and cold spices. Până și aspectul lui e ușor lăptos. Parcă și el are o pornire așa spre ceva acrișor în stilul lui Le Labo Santal 33. Dar asta dispare destul de repede și se duce într-o direcție de asta mai dulce cumva. Înțeleg cumva acordul de lapte, ceva lăptos, dar dacă nu mi-ai fi spus că e asta, mă așteptam să fie ca în Milk Plus. Aici, pe de altă parte, lucrurile sunt puțin mai diferite. E un lapte cumva mai abstract sau pur și simplu lipsește o componentă mai dulce. Deci Olfactive Studio, până în punctul ăsta, cu 3 încercări de parfumuri, zic eu că e de încercat, pentru că e, mi se pare că pune așa în evidență niște mirosuri ușor de abordat, dar totuși cumva ieșite din comun. Și trecem la următorul, care este Still Life. A sparkling and festive perfume. Still Life is a celebration of life, a perfume that invites you to celebrate in style with a whirlwind of exotic cocktails. Exotic cocktails, da! Asta e fix o zi de vară când ești la bar. Trebuie să mărturisesc că am băut niște gin tonic aseară și cam asta e mirosul. Deci exact mirosul ăla de lime, mult lime efervescent, combinat cu ceva ușor amărui și foarte răcoritor. Din ce am încercat până acum de la Olfactive Studios, cred că doar cu primul, cu Panorama, ai putea să dai greș la modul să zici că îl miroșești, nu-mi place că e prea verde, prea... Dar restul, efectiv, cred că îl iei pe oricare și wow! Și aici l-avem pe Autoportrait. An intimate and deep perfume. Autoportrait is a woody fragrance you wear for yourself, resonating with your own personal harmony. Sunt niște lemne destul de serioase aici și totuși nimic extrem de întunecos, adică foarte purtabil. Îți dă un oarecare sentiment de pădure, dar fără niște dificultăți foarte mari. Aș purta parfumul ăsta? Da, la o ținută elegantă m-aș vedea purtând parfumul ăsta și cred că ar avea foarte mult sens. Gravitez tot spre cel cu cocktailurile? Da. Dar și ăsta ar avea foarte mult sens. Îl văd așa la o ținută din asta mai elegantă, cu un palton. Cred că ar avea foarte mult sens Autoportrait acolo. Și am primit și o sticlă mare din Chambre Noir și o cărticică în care voi găsi explicații pentru parfumuri. Așa cum bănuiam, la fiecare deschidere am parfumul și o explicație pentru fotografia care îl însoțește și ceva despre miros. Și parfumurile Olfactive Studio par să fie descrise în felul următor. Olfactive Studio is an encounter between artistic photography and perfumery, between the eye and the nose. This is the first time ever that perfumers have teamed up with photographers to draw inspiration from their oeuvre. They sense the images to capture their essence. Photography and perfume capture the moment and rekindle the memory of past experiences. Olfactive Studio has designed an exceptional olfactory world with a powerful and distinctive personality, a world of intuitions and emotions, a world designed for women and men. Fiecare parfum deja poate fi asociat cu o imagine și o să-ți fie mult mai ușor să recunoști parfumul și când o să-l recomand zici, a, parfumul ăla cu cocktailurile, știi tu, Still Life sau Flashback sau... Uite, Flashback in New York. Cred că pe Flashback in New York, la un moment dat, chiar am vrut să-l cumpăr, pentru că mi se părea că, sau citisem undeva prin review-uri, că ar putea să aducă cu Santal 33 de la Le Labo, dar hai să-l deschidem pe Chambre Noir acum. Chiar știu. Descutierea asta a fost exact ca mintea mea în toate direcțiile, n-a avut o coerență foarte mare, dar sper că nu te-a obosit extrem de mult. Și așa arată parfumul. Iar aceasta este imaginea care îl însoțește și îl inspiră, deci practic el cred că ar trebui prezentat cam așa. Oh, multă personalitate. Mă uit la imaginea asta și faptul că imaginea este alb-negru, în mintea mea are foarte mult sens în raport cu mirosul. Pare așa cumva ierbos, pare să aibă ceva rășinos în el. Oarecare întunecime, oarecare gravitate. Că în principiu ce vezi în poza asta găsești în parfum. Dacă parfumul ar fi... practic parfumul e imaginea asta. Mi se pare foarte elegant, foarte de costum. Nu neapărat de costum, dar de o cămașă albă, așa ai venit de la un eveniment, ți-ai scos sacou, rămâi în cămașa ta albă, ești încă cu îmbrăcat, ai cămașa asta, îți desfaci gulerul și te uiți așa în zare și vezi imaginea asta. Și hai să citim și puțin despre el, că sunt sigur că se întâmplă ceva interesant aici, la Chambre Noir. A sensual and mysterious fragrance. Chambre Noir is a fragrance to be shared in the privacy of some far-off hotel room, exuding sensual notes of leather against a backdrop of warmth and opulence. Îmi place că pielea nu e dusă într-o zonă extremă. Există, dar e potolită și într-adevăr combinată cu opulence, cu ceva așa dulceac, dar reținut. Wow. Deci am atât de multe parfumuri interesante astăzi, am încercat și ieșite din comun. Wow. Acesta chiar miroase a... Bine, știu că el e unisex, dar cumva miroase a bărbat foarte elegant și relaxat în același timp. Wow. Foarte, foarte interesant. Sigur o să mai revin asupra acestui parfum și mai mult decât că o să revin, o să-l și port foarte mult. Și știu că video ăsta e deja extrem de lung, așa că o să-l opresc aici. Mai erau niște mostre de încercat, dar mai revenim, mai vorbim despre asta. Dacă te interesează mai multe lucruri, spune-mi în secțiunea de comentarii. S-a și întunecat afară de când am început să filmez. Dacă ți-a plăcut acest video, m-ar ajuta foarte mult un like. Sper că ți-a plăcut. Spune-mi în secțiunea de comentarii dacă ți-a plăcut sau nu. Și eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Salut!